Bun găsit! Nu există niciun caz de coronavirus confirmat în județul Suceava. Așa au declarat într-un briefing directorul medical și șeful secției boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean. Chiar acum am primit rezultatele testului pentru nou coronavirus la pacientul reținut ieri în cadrul secției de boli infecțioase a Spitalului Județean Suceava. Acestea sunt negative. Deci se infirmă infecția cu coronavirus. Toți asimptomatici? Nu. Drept urmare, un caz a fost reținut, da? Este vorba de băiatul de ieri, în vârstă de 16 ani, care avea istoric de călătorie, dar avea și simptome respiratorii. Febră, dureri în gât, disfonie, tuse. Și atunci s-a aplicat protocolul și având în vedere contextul epidemiologic, istoricul de călătorie și prezența simptomelor, s-a ridicat suspiciunea de infecție cu coronavirus, motiv pentru care s-au trimis probe la centrul regional, adică la Iași, la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. Pentru că sunt cu istoric de călătorie în Italia, în zonele care au fost descrise cu cazuri, da, în zona Lombardia și zona Veneto, și din această cauză, în ultimele zile au fost numeroase prezentări de pacienți asimptomatici care au dorit doar să obțină informații și să fie consultați datorită acestei temeri că ar putea contacta sau ar putea fi contactat în Italia coronavirus. Vă reamintim că un tânăr s-a prezentat marți dimineață la Spitalul Județean Suceava cu febră și simptome de gripă. Tânărul de 16 ani s-a întors luni din Italia cu mașina. El s-a prezentat singur la unitatea spitalicească de frică să nu fie infectat cu coronavirus și a precizat că a venit din zona Bergamo. Cadrele medicale l-au izolat imediat într-un salon din cadrul secției de boli infecțioase și au fost recoltate analize pentru a se stabili dacă este infectat cu temutul virus, probe care au fost trimise la Iași.